Salut și bine ai venit la Edotech! Dragoș sunt și astăzi vreau să-ți prezint... Salut! Astăzi vreau să-ți prezint ce am instalat pe Loganul 2021 în sus. Am pus pe navigația aftermarket care o avem deja în dotare un sistem de camere 360 care, spre deosebire de cele de fabrică cum sunt prezentate la unitățile originale, acestea arată sistem 360 efectiv în jurul mașinii, îmbină toate cele patru camere și pot să schimbe pe stânga, pe dreapta, față, spate și calitatea este una foarte bună, că nu este analogică, este digitală. Deci camere AHD la rezoluție 720p. Deci am instalat una pe oglinda din stânga, aici este pusă, am instalat în față, chiar sub emblemă, foarte frumos a încastrată camera de față, pe cealaltă oglindă, la fel ca și asta, le-am pus și în spate, numai la număr puteam pune, deci cam astea îs, camerele sunt, ele nu au un modul special, ele intră direct în unitatea aftermarket cu Android. Și haideți să vedem exact cum se vede pe ecran și cum funcționează când semnalizăm, când dăm cu marșalierul, cum își face logica de comutare a camerelor. Vreau să vă arăt exact cum se vede pe ecran. Aceasta este navigația care deja v-am și prezentat-o într-un episod anterior. Doar că acum am instalat și sistemul de 360 de grade pe ea. Putem intra pe sistemul de 360 fie apăsând direct butonul ăsta, în care se vede imaginea cu mașina aici, toate patru camere și aici, de exemplu, camera spate. Putem să schimbăm, de exemplu, din camera spate să trecem pe camera față, în momentul când ne apropiem de o margine, de o bordură, ca să vedem să nu o lovim. Avem vedere pe lateral, pe celălalt lateral, roțile, cum ar veni, vedeți, văd aici roțile, așa. Și aici la 3D putem să o mutăm noi cum ne dorim. Să vedem exact ce e în jurul mașinii. Mai avem acum alte opțiuni aici, dacă rețin pur și simplu de setările sistemul de 360 grade a aplicației, în care putem, mă rog, să setăm informația dacă primește la mașină, dar în cazul ăsta nu primește, că ar fi afișat și setări și informații de senzor de parcare sau ghidaj activ, dar nu le afișează. Se poate schimba, de exemplu, tipul de mașină, culoarea, dar acum mașina asta fiind albă, lăsăm pe albă. Hai să ne și mișcăm un pic cu ea. Deci să zicem că suntem pe meniul principal, pe radio. Și când băgăm o marșalier, ea o să treacă automat pe sistemul de 360 de grade. Și arată camera spate. Și noi ne putem ghida mergând, strict în funcție de camere. Vedeți, aici arată și stâlpii la ieșire, să nu lovim nimic. Acum trece pe camera față. Putem merge înapoi pe sistemul de 360, de exemplu, să dăm pe camera față. Arată camera față. Putem vedea pe laterale ce există sau roțile.
Am scos din mașinare, a trecut iară pe camera față. Deci vedeți cam cum rezoluția este una foarte bună, se vede foarte clar imaginea. Îmbinarea este foarte bună, calibrarea se face automat cu niște pânze special concepute pentru aceste tipuri de camere. Ce pot să zic, iasă minunat, costul nu este foarte mare pentru sistemul ăsta de 360 de grade, dar în schimb calitatea și claritatea și funcționalitatea este una foarte, foarte bună pe care vă recomandăm. Acum s-a făcut instalarea pe această Dacia Logan, care merge iarăși și pe Sandero și pe Jogger, dar sistemul ăsta de camere 360 poate fi pus pe orice tip de mașină care se instalează cu o navigație aftermarket de la noi. Cam astea sunt e partea de funcționalitate la sistemul de camere. Pe memoria internă se poate inclusiv înregistra ceea ce văd camerele, se pot înregistra de la camere. Astea sunt funcțiile în mare, după cum v-am zis, dacă de exemplu punem aici, unde punem și pe ăsta, poate să afișeze top-down, de exemplu, pe față, top-down, când mergem la bordură, foarte util, foarte plăcut, o imagine foarte bună și de mare ajutor la orice manevră de parcare. Mulțumim de atenție!